Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 24 noiembrie pentru Zodia Scorpion. Zodia Scorpion, în această zi te văd un pic singur, te văd că te retragi din societate, preferi să te rogi mai mult, preferi să te conectezi la divinitate, să faci lumină în sufletul tău pe ceea ce dorești să faci. Să studiezi mai mult pașii care vrei să faci, dar vreau să spun că va trebui să ai răbdare. E nevoie de timp în ceea ce ți-ai propus, dar e nevoie 9 luni, să spunem așa. Dacă e vorba de planul medical în ce privește starea fizică, văd că veți avea parte de vindecare. Și văd că cineva v-a dezamăgit. Și v-ați retras în singurătate, dar văd că va fi împăcare, da? Deci va fi din nou comunicare, veți face pace cu cineva, veți ajunge la un compromis, e nevoie să ascultați și părerilor celorlalți pentru a ajunge la un comun acord. Și văd că o femeie din zodia Vărsător, Gemeni în balanță, să aibă un rol important în viața dumneavoastră, să vă aducă acea vindecare, să comunicați cu această femeie. O femeie directă, poate și răni uneori, dar această femeie este sinceră, este onestă, este o femeie inteligentă și te poate ajuta cu sfatul necesar. Sau tu vei deveni acea femeie care te vei ridica și îți vei face dreptate. Îți vei spune punctul de vedere și vei relua situația în mâinile tale. Dar văd vindecare aici, să știi. Văd vindecare și văd că spiritualitatea va avea un rol important în această zi și văd vindecare. Văd o apropiere mai mult cu divinitatea. Văd multă comunicare, acorduri, pace. Haideți să vedem și ce vor să vă transmită îngerii. Să gândiți pozitiv, oamenii mei dragi. Să gândiți pozitiv că veți atrage pozitivitate. Să gândiți pozitiv că va fi totul bine. Deci nu lăsați ca gândurile negative să vă ocupe mintea. Fiți pozitivi. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!